Salutare și bine te-am regăsit din standul celor de la Samsung, de la Mobile World Congress 2022. Și într-o lume ideală, utopică, așa arăta o linie de asamblare pentru telefoane. Nu suntem foarte departe de adevăr, pentru că sunt cam aceiași roboți folosiți și în fabrici, însă procesul nu este atât de spectaculos și bine iluminat. Acesta este Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, telefonul care poate fi customizat cu 49 de tipuri de culori, atât pentru față cât și pentru spate, iar motivul pentru care se află chiar aici la intrarea în expoziție este pentru că Samsung Galaxy Z Flip 3 este cel mai bine vândut telefon de tip flip sau fold, pliabil, hai să-i spunem așa, mult mai bine decât fold și înțeleg și de ce, e mult mai atractiv. Hai să vedem ce mai are Samsung de oferit aici în stand, pe lângă S22, S22 Plus, S22 Ultra, Tab S8 Ultra. Acum mai sunt și ceva laptopuri, acele laptopuri pe care ni le dorim cu toții, hai să le vedem. Ce m-a atras în prima fază au fost purificatoarele din generația nouă, care sunt puțin mai bine gândite decât cele de acum 2 ani de zile, care știu că trăgeau aer din laterală și din partea de sus. Acum toată partea de aer care este extrasă este de aici din față. Avem o zonă foarte mare și asta îl face să fie mai silențios și mai eficient decât modelele anterioare, pentru că cu cât ai gura de extracție mai mare, cu atât purificarea se va face mai bine. În spatele lui se află, desigur, filtre carbon, filtre HEPA, care curăță absolut toți alergenii și particulele foarte fine din casă, însă mi-a atras atenția, că nu l-am văzut niciodată în realitate, decât cred că am vorbit de două ori de el până acum, acest Bespoke Jet Bot AI Plus, care este în teorie unul dintre cei mai deștepți roboți de curățenie. Și ăla este unul dintre motivele. Aici se află camera din fața robotului, care poate vedea aproape în timp real tot ce se întâmplă și poate să-ți trimită imaginele astea pe telefon sau pe televizor. Și ce mi-a plăcut la el, deși este puțin mai măricel decât roboții de curățenie pe care îi știm, este ceva mai înalt, îți va trebui o mobilă ceva mai înaltă ca să treacă pe dedesubt. Aici se află senzorul de LiDAR, care se ridică și coboară atunci când se află la curățare. Apropo de stație, un gadget foarte interesant care a apărut din ce în ce mai des pentru roboții de curățenie, chiar și modele care nu aveau așa ceva, care va extrage praful din robotul de aspirare și va trebui să o cureți odată la o săptămână, două, chiar dacă îl pui să facă treabă în fiecare zi. Cred că acum își caută. Da, m-au culit fără probleme, n-are nicio treabă. Bun. Asta este tableta pe care chiar mi-o doresc în momentul de față. În primul rând pentru că are un ecran foarte mare. E cel mai bun ecran de pe o tabletă până acum, un OLED de 14 inch, cu high refresh rate și cu camere pe partea din față care pot filma 4K la 60 de cadre pe secundă. Și bineînțeles, la fel pot face și camerele de pe spate. Și partea interesantă este că are aceeași funcție pe care au și tabletele de la Apple, în care camera te poate urmări în timpul unei conversații. Momentan am testat-o pe Google Hangouts. Sper că o să ajungă funcția asta cât mai repede și pe celelalte sisteme de videoconferință. Realist vorbind, are înăuntru suficient de multă putere de procesare și memorie și capabilități de extindere a memoriei prin cardul microSD XC, încât să o poți folosi liniștit ca și pe un laptop. Ba chiar vine cu tastatură, cu touchpad și cu acest stand și nu este ieftină. Deloc. Trece liniștit de prețul de 1000 de euro, cel puțin în configurația de bază, doar cu Wi-Fi, fără LTE și cu o cantitate mai redusă de memorie de stocare. Dacă nu mă înșel, de la 8 GB de RAM cu 128 GB de stocare, dar poate ajunge și la 1 TB cu 12 GB de memorie RAM. Este aproape la fel de ușoară ca și generația anterioară Samsung Galaxy Tab S7 Plus, cea de 12 inch. Asta m-a surprins, au reușit să pună atât de multă performanță și un display mai mare într-o greutate aproape la fel de mică. Abia aștept să ajungă și la noi să punem mâna pe ea și cred că o să mă lupt cu George, care o să stea cu cel mai mult cu ea în mână. Apropo, și are și Samsung DeX, dacă cumva crezi că nu poate fi folosit o tabletă ca și un laptop, ba da, arată exact ca un laptop. Deși nu l-am văzut la lansare,
Varianta asta pe burgundy arată cel mai bine. Finisajul ăsta este superb. Și pentru că e atât de întuneric aici, trebuia o lumină mult mai puternică ca să vezi cât de diferit este față de celelalte, față de cel pe negru, alb și bineînțeles cel pe verde, care pare mai degrabă un gri foarte închis. Nu m-am gândit niciodată la o lampă atât de înaltă sau la un picior atât de înalt pentru Samsung Freestyle, proiectorul pe care l-am testat acum câteva săptămâni și la George pe blog, dar e o variantă să-l pui așa deasupra mesei. Cred că vezi suficient de bine și să stai așa la masă și să mănânci. E și un pic înclinat, dar cred că se rezolvă cu, bineînțeles, conclinare. Băi, arată foarte bine proiectorul și aici e destul de multă lumină și mi-aș fi dorit să ne jucăm mai mult cu el, dar, hei, dacă vreți să vedeți review-ul complet, mergeți la George pe blog. Ești live? Salutare, salutare! Te-am văzut pe acolo, am vorbit cu tine, dar erai prea concentrat. Dacă căutați cel mai tare laptop, acesta este. Ia fii atent, stai un pic, ăsta e ăla cu încărcare wireless în... Nu e un mai pus. Acum 2 ani de zile, laptopurile de la Samsung aveau încărcare în touchpad. Este superb. Din punct de vedere construcție și din punct de vedere ecran, este unul dintre cele mai frumoase laptopuri, care din păcate nu se mai găsesc în România pentru că Samsung nu le mai vinde la noi în țară. Dar avem un ecran touchscreen cu numai puțin de... Asta este varianta Full HD. Dar cred că există și o variantă cu ecran de 4K. Procesoare de la Intel, greutate foarte redusă, încărcare foarte rapidă, un ecran bun. E practic o tabletă în toată regula. Și acum vine întrebarea, pentru că o să facem rost de un astfel de laptop, să-l comparăm cu Samsung Tab S8 Ultra și să vedem dacă pot fi interschimbate, dacă pot să lucrezi aceleași lucruri atât pe un laptop cât și pe o tabletă, deși ca diagonala ecranului sunt cam la fel. Îmi plac foarte mult laptopurile de la Samsung, dar din păcate la noi în țară nu o să le mai găsim. Asta e. Așa cum putem vedea, cele mai interesante gadgeturi de anul acesta de la Samsung sunt telefoanele noi, tabletele noi și, bineînțeles, laptopurile noi pentru cei norocoși care vor putea să le cumpere. Dar eu zic să facem, o petiție, să scriem undeva, poate aici mai jos la comentarii, că și noi vrem cele mai noi Galaxy Book-uri, pentru că sunt unele dintre cele mai subțiri și mai rapide laptopuri de categoria asta, în genul Ultrabook-ului, pe care le-am văzut până acum. Și da, mai avem și alte modele de la alți producători, însă pe mine, din punct de vedere construcție, materiale, ecrane, acestea m-au impresionat cel mai mult. Urmează să facem niște teste mai interesante cu Samsung Galaxy S22 Ultra, cel căruia noi îi spunem de fapt Note 22 Ultra. Urmărește-ne în continuare pe social media și aici pe YouTube, cât și la George pe canal de la Mobile World Congress 2022. O să postăm cu hashtagul Cavaleria MVC 2022 ca să ne găsiți mai ușor. Și dă un like, acum poți să dai și like la story-uri. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Radu Neagu, iar acesta este standul celor de la Samsung, de la Mobile World Congress 2022. Hai să vedem ce alte lucruri interesante găsim aici la târg. Și da, sunt impresionat că arată ca un MVC, destul de aglomerat, ca să spun așa. Mult mai aglomerat decât CS-ul, nu? Cum ți se pare, Andrei? Yeah.